Nicolae Ciucă a fost primul invitat al Maestandului la Chișinău după ce aceasta a obținut un nou mandat de președinte al Republicii Moldova. Liderul PNL a ținut să sublinieze angajamentul comun pentru un viitor european și democratic al ambelor țări. De-a dreapta sa a fost tot timpul președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, care promite sprijin din partea sa pentru Nicolae Ciucă la prezidențialele din România. Trebuie să încep prin a-i felicita pe cetățenii Republicii Moldova pentru că au ales continuarea parcursului pro-european al țării. Trebuie să o felicit pe doamna președintă Maia Sandu pentru că a reușit să transmită acel mesaj de continuitate și coerență în procesul de aderare al Uniunii la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Aflat la Chișinău, liderul PNL a avut o întrevedere cu Maia Sandu, în care s-a restabilit angajamentul comun al României și Republicii Moldova. România are nevoie de Republica Moldova să-și mențină acest parcurs european. Partidul Național Liberal este cel mai pro-european și cel mai pro-atlantist partid politic din România. Am fost prim-ministru al României și am reușit ca împreună să trecem cu bine peste tot ceea ce a însemnat perioada aceea complicată din 2022 de la invadarea Ucrainei de către forțele armate ruse la perioada de inflație, de criză energetică. De dreapta sa, pe tot parcursul declarațiilor de presă, a fost Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, care a ținut să adreseze câteva cuvinte cu privire la sprijinul pe care PNL l-a oferit Partidului Acțiune și Solidaritate fără ezitare, de fiecare dată. PNL a fost tot timpul alături de noi, ne-a ajutat enorm de mult, ne ajută și contăm unul pe ajutorul altuia în aceste momente cruciale, spun eu. Totodată, Nicolae Ciucă nu a ocolit partidele AUR și SOS pe care ar vrea să le țină departe de aceste combinații politice, spune liderul PNL. Trebuie să facem absolut totul astfel încât partidele care se constituie a fi portavocea Moscovei în România, vorbesc de AUR și de SOS, să nu poată să intre în aceste combinații politice, astfel încât să fie denaturat rezultatul final al alegerilor și România să fie abătută de la tot ceea ce înseamnă acest parcurs de continuare a dezvoltării economice și de consolidare a rolului pe care țara noastră îl joacă în zona Mării Negre, îl joacă în zona răsăriteană a